1 martie a fost o bună ocazie pentru a le mulțumi doamnelor și domnișoarelor pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Tinerii din cadrul organizației TSD Mehedinți, coordonați de președintele Alexandru Cojocaru, alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, dar și de primarul orașului Strehaia Ioan Giura, au adus un zâmbet pe chipul doamnelor cu ocazia mărțișorului. Din partea tineretului social-democrat și a domnului primar, vă dorim o primăvară minunată și multă sănătate. Mulțumim! La revedere! Sănătate multă! Odată ce ziua de 1 martie a marcat începutul calendaristic al primăverii, tinerii social-democrați din Mehedinți au regăsit prilejul de a celebra cum se cuvine. Cu o urare specifică unui anotimp al renașterii naturii, tinerii din TSD Mehedinți, coordonați de președintele Alexandru Cojocaru, alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, dar și cu susținerea primarului orașului Ioan Giura, le-au împărțit tradiționalul mărțișor doamnelor și domnișoarelor aflate în zona centrală a orașului Strehaia. Președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru și-a creat o echipă bine sudată, iar împreună prin acest tip de inițiative își propun să păstreze particularitățile folclorului și culturii românești. Ca de fiecare dată, TSD Mehedinți participă la acțiunile de 1 martie, unde oferim mărțișoare doamnelor. Astăzi am ales să venim în orașul Strehaia. Le doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară minunată, tot ce își doresc să se transforme în realitate și toate cele bune, dar în primul rând multă sănătate. Ca de fiecare dată avem toată susținerea domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, domnul Aladin Georgescu. Domnul primar Ioan Giura este mereu alături de noi și de organizația de tineret și mulțumim pe această cale că și de această dată a fost alături de noi. Și de asemenea alături de noi a fost și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, un tânăr care a reușit să ne reprezintă cu succes în Parlamentul României. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost prezent alături de tineretul social-democrat din Mehedinți, susținând astfel de inițiative, deoarece este extrem de importantă păstrarea tradițiilor, iar zâmbetul de pe buzele doamnelor a fost cea mai mare răsplată. Sunt alături de cea mai frumoasă echipă a PSD-ului, de echipa de tineret a noastră, și împărțim gânduri bune și mărțișori pentru toate doamnele din Strehaia, din partea domnului primar Ioan Giura și, bineînțeles, a echipei, așa cum am spus mai devreme. Le transmite pe această cale să aibă o primăvară minunată, să fie sănătoase în primul rând și, de ce nu, anul acesta să aibă grijă ce va vota. Sunt importante astfel de acțiuni? Cred că sunt cele mai importante acțiuni până la urmă, fiindcă nu totul se rezumă la investiții, la proiecte și la grija zilei de mâine. Important e ca și noi să transmitem gândurile bune, să fim empatici cu oamenii, să fim alături de dumnealor, nu numai atunci când avem nevoie de dumnealor, trebuie să fim alături și atunci când trebuie să le transmitem.